Fiecare sport are momente incredibile legate de apariția animalelor. Sunt unele dintre cele mai preferate momente pentru fani și sunt sigur că o să vă placă și vouă. Așa că puneți un like și să începem! Iată jucătorul Smiley Kaufman care s-a speriat foarte tare când a văzut doar la câțiva metri de sine un alegator mare. Există însă jucători care deja s-au obișnuit cu reptilele pe teren și pot să le atingă fără probleme. Iată încă un gigant care s-a pus să se odihnească chiar lângă gaură. A fost speriat rapid și s-a dus la apă. Pescărușul și vulpea au fost floare la ureche pe terenul de golf. Erau momente când jucătorii trebuiau să alunge de pe teren crocodili. Iar la acest meci de baseball, chiar în toiul lui, pe teren a ieșit un șarpe. Nu e clar de unde a apărut. Poate a fost eliberat de vreun fan insidios. Meciul a fost oprit pentru a scoate reptila de pe teren. Șarpele nu s-a lăsat prins mult timp. Până la urmă, jucătorii au reușit să-l pună într-o găleată și să-l ducă de pe teren. În Australia, pe pistele de cursă, deseori apar canguri. Este foarte periculos atât pentru șoferi cât și pentru animale. Iată câteva momente când cangurii au scăpat de moarte într-un mod miraculos. Acest Schumacher conduce mașina sa sport, dar această marmotă curajoasă a decis să traverseze drumul chiar în acel moment. Dacă șoferul n-ar fi apăsat pe frână, totul s-ar fi sfârșit foarte trist. Iată și aici un moment norocos. Pasărea a scăpat de roata imensă a Formulei 1 ca prin minune. Iată încă un moment interesant din tenis. Chiar pe panoul publicitar s-a cățărat o iguană mare și sportivul n-a ratat șansa să facă un selfie cu oaspetele surpriză. Apoi au început să prindă iguana, însă nu a fost atât de ușor cum părea. Iată încă un caz amuzant cu o minge de golf, de care de data asta era interesată o vulpe tânără. Prădătoarea se juca cu mingea ca un câine domestic, dar jucăria i-a fost luată rapid. Baseball. După a doua întârziere a jocului din cauza ploii, pe câmp a zburat o gâscă sălbatică. Unul dintre jucători începe urmărirea. Gâsca nu are de gând să se lase bătută, accelerează rapid și se ridică spre cer. Cu părere de rău, pasărea era destul de grăsuță. N-a reușit să prindă înălțimea necesară. S-a lovit de un panou publicitar și s-a prăbușit pe scaunele de lângă. Acolo a fost prinsă rapid de către angajații stadionului. Pasărea a fost eliberată, teafără și nevătămată. Acest meci de fotbal elvețian s-a transformat într-un haos când pe teren a ieșit un jder mic și furios. A alergat undeva 5 minute pe teren, până când atacatorul Loris Benito nu l-a prins cu mâinile goale. Desigur că a fost mușcat, i s-a oferit primul ajutor medical, iar jderul a fost prins până la urmă de portarul cu mănuși, David Da Costa. Iată un câine incredibil care poate juca volei, pasează proprietarului ca un jucător în adevăratul sens al cuvântului.
Iată încă un moment amuzant. Un câine de serviciu al poliției a fugit pe teren. S-a dovedit a fi mult mai agil, a prins mingea între dinți și a început să fugă de sportivi. Au încercat să-l prindă destul de mult timp, până când polițistul n-a ieșit pe teren cu lesa și nu și-a luat animalul înapoi. Iată încă un moment interesant. În timp ce pasa, atacatorul a rănit un pescăruș care stătea pe teren. N-a rămas indiferent portarul care a ajutat pescărușul rănit și l-a dus de pe teren. De pasăre, apoi a avut grijă unul dintre antrenori și, după cum vedeți, este absolut sănătoasă. În curând a fost eliberată cu succes sub aplauzele întregului stadion. Acesta este meciul de antrenament a echipei feminine a Braziliei. A fost oprit din cauza că un papagal uriaș stătea pe capul unuia dintre jucători. Nimeni nu știe de unde s-a luat, dar pasărea a fost alungată rapid. Însă, n-a zburat mult și a aterizat pe poartă. Acest pescăruș a fost interesat de mingea de golf chiar în mijlocul jocului. După câteva încercări nereușite să spargă acest ou straniu, pescărușul decide să-l fure. Însă, după ce zboară câțiva metri, pasărea scapă mingea în apă. Ce poate să fie mai inocent decât un pisoiaș? După cum vedeți, nu se lasă supărați și pot mușca destul de tare. Această pisică a decis că e timpul să alerge pe terenul de tenis chiar în timpul jocului de la Roma. Se pare că sportivul care a văzut animalul s-a enervat și a lovit cu putere mingea ca să nimerească fix în biata pisică. Bine că a ratat! Și câinii pe terenul de fotbal sunt un fenomen destul de des întâlnit. Acest patruped a alergat pe teren după minge. L-a dat și pe fotbalist jos. Arată foarte amuzant! Iată încă câteva momente pe care le voi lăsa fără comentarii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați întâlnit și voi asemenea cazuri cu păsări sau animale. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!